Mână, haide dacă poți să vii. Și mai o să ascultăm încă o mărturie sau două și după aceea o să încercăm să ne închinăm Domnului, să cântăm și o să facem și ungerea cu undere. Nu plecați, pentru că nu o să dureze mult mai mult de ora 12, nu stăm. Dar cel mai important lucru este să știți că avem nevoie de ajutor ca să încheiem repede demontarea corturilor sau ce a rămas de aici, să strângem repede și dacă sunteți mulți, terminăm repede. Deci să nu plecați, pentru că avem nevoie de ajutorul vostru. În primul rând să spuneți cum vă numiți, de unde sunteți, ce probleme ați avut și ce s-a întâmplat aici. Mă numesc Mlina Cicana, sunt din comuna Derna, județul Bihor. Și vreo două luni în urmă, acum, mă durea rău șoldul și nu puteam nici să dorm pe partea aia. Și aseară, adică când am venit aici, în cor tot mă durea. Și aseară, la rugăciune, nu mă mai durea și am simțit o putere că Dumnezeu m-a vindecat. Și azi noapte, din contră, am dormit pe partea aia să văd dacă mă mai doare și nu mă doare nici până acum deloc, nimic. Și Domnul m-a vindecat și a zis, să spunem și celălalt an, când am fost la Oradea, mi s-a făcut o bubă la picior și când am stat la rugăciune la Biserica Tabor, mă durea rău, mă ardea și n-am putut să mă steau. Și am zis, mă pun jos, dar zic, nu mă pun, stau în picioare. Și am început rugăciunea pentru bolnav și dintr-o dată, într-o clipeală de ochi, mi s-a dus durerea de la picior și de atunci nu mă mai doare deloc. Deci nimic. Ne bucurăm. Noi avem în 2 ianuarie, am avut la Tabor, la Biserica Pentecostală, Măzlinu. Deci ne bucurăm pentru mărturie. Domnul să vă binecuvinteze și să spunem la cât mai mulți. Fiți binecuvântate. Dacă mai este cineva,